Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am primit întrebări dacă știm ce face domnul președinte azi, că am început cu remarca, am remarcat faptul că nu se duce cum se ducea de obicei, anul ăsta nu se duce să depună flori undeva la, sau nu participă la festivitățile de la Iași. Merge în parc, în parcul Carol, dacă nu mă înșel. Din ce am auzit. De Mica Unire se duce acolo, da? Da, așa deci am auzit. Nu lucrează acasă. Eu credeam că astăzi lucrează de acasă, că ieri a lucrat de la serviciu. Când nu poți să depui coroană online. Da. Bună, nu știam că se duce în parcul Carol, dar foarte bine dacă se duce, iese afară, e un pic, e frumos afară, bravo. Cred că l-ajută la sănătate nițel, sunt minus 5 grade, e un aer proaspăt. Ieri a lucrat de la serviciu, a ținut primul discurs public din acest an. Însă oricum am înțeles că muncește non-stop pentru popor, n-are odihnă. Așa că ieri a muncit public și a făcut o scurtă retrospectivă a realizărilor de anul trecut. Și n-a uitat să amintească și de succesele înregistrate în turneele sale internaționale. În aceeași logică s-au înscris și vizitele din aprilie 2023 din America Latină, în Brazilia, Chile și Argentina. Asta. Ce? Cum ai fost în Chile? Băi, eu am fost în Chile, adică n-am fost în Chile, de fapt. Am crezut că m-am dus în Chile. Acum am descoperit că am fost în Chile. Am fost chiar și în Santiago de Chile. Este foarte departe Santiago de Chile. Dar da, e o țară, Chile e o țară foarte interesantă și recomand oricui poate să ajungă vreodată în Chile. Se zboară cu avionul până în Chile, nu? Băi, e mult, se zboară până în Chile de trece os până os, la, dacă zbor la economy, ca săraci. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.